Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au efectuat pe parcursul lunii iulie peste 190 de controale, dintre care peste 120 în domeniul relațiilor de muncă și peste 70 în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru abaterile constatate, inspectorii cărășeni de muncă au dispus firmelor din județ peste 200 de măsuri obligatorii de remediere. De asemenea, inspectorii cărășeni de muncă au aplicat amenzi în valoare de peste 80.000 de lei. Principalele abateri constatate au fost primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă și fără transmiterea raportului de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților. Nu s-a realizat semnalizarea riscurilor din șantier, prinderea schelei pe peretele construcției era necorespunzătoare, planul propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului nu a fost întocmit, nu s-a desemnat coordonatorul de activitate în șantier. Acestea sunt doar câteva dintre abaterile constatate. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au desfășurat în luna iulie 197 controale, din care 122 în domeniul relațiilor de muncă și 75 în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind dispuse angajatorilor 219 măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor constatate. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 82.000 de lei. Principalele deficiențe identificate au fost primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă și fără transmiterea raportului de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților, nu s-a elaborat programarea individuală sau colectivă a concediului legal de odihnă, nu s-a întocmit adeverința care atestă activitatea prestată la angajator la solicitarea scrisă a salariatului, nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariat. Regulamentul intern și contractul colectiv de muncă nu sunt aduse la cunoștința tuturor salariaților. Pontaje care nu reflectă realitatea orelor prestate de către fiecare salariat. Repausul săptămânal de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica, nu este respectat. Nu s-a realizat semnalizarea riscurilor din șantier. Prinderea schelei pe peretele construcției este necorespunzătoare. Planul propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului nu a fost întocmit. Nu s-a desemnat coordonatorul de activitate în șantier. Nu s-au întocmit metodele de lucru pentru montarea șarpantei. Nu s-a reînnoit atestatul INSEMEX pentru silozuri și examinarea in situ. Lucrările de anvelopare a unui bloc se efectuau de pe o schelă fără balustradă de protecție, fără podine și fără plasă de protecție. Nu s-a efectuat controlul medical periodic. Declarațiile de conformitate nu sunt traduse în limba română. De asemenea, a fost identificată o persoană care presta muncă la negru neavând încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă. Firma sancționată pentru muncă la negru activează în domeniul de activitate fabricare, instrumente și dispozitive pentru măsurare, verificare și control. Pe parcursul lunii iulie au fost comunicate de către firmele din județ la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin 6 evenimente care au avut ca urmări 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă și un deces. La finalizarea cercetărilor, inspectorii cărășeni de muncă vor stabili dacă aceste evenimente intră în categoria accidentelor de muncă sau au avut loc în afara muncii. Inspectorii cărășeni de muncă continuă acțiunile de control la firmele din județ.